Bună ziua! Eu sunt Sergiu și acestea sunt știrile. Satana, cunoscut și ca Prințul Întunericului, a comunicat astăzi prin intermediul contului său de Twitter că intenționează să-l dea în judecată pe Iisus pentru calomnie. Declarații precum lepădați-vă de Silvi Clan sau Satana e un labagiu, aparținând utilizatorului Hristos underscore Iisus, a făcut ca Satana să piardă un număr însemnat de followeri. Întrebat ce poziție adoptă, Iisus a declarat că nu se va pogorî niciodată la nivelul reclamantului. Recesiunea face din ce în ce mai multe victime colaterale. În plin proces de restructurare, o companie de asigurări din București a disponibilizat pe lângă 50% din angajați și una dintre cele două pisici ale firmei. Este vorba despre o birmaneză în vârstă de 2 ani, pe nume Mișa. La numai o zi după anunțul oficial, birmaneza s-a sinucis, aruncându-se în gol de 9 ori la rând de pe acoperișul clădirii. Iată și câteva titluri pe scurt. Ieri, în urma unui incendiu izbucnit la un depozit de tutun, câteva sute de mii de țigarete au fost făcute scrum. Celebrul interpret de manele Adrian Minune s-a lăsat de cântat după ce a rămas fără dușmani. Mai mulți locatari din centrul orașului Brăila au sunat alarmați la poliție după ce într-o noapte s-au tras mai puține focuri de armă. Prostituatele de pe centura capitalei au fost asaltate de clienți după ce poliția a demarat campania Centura salvează vieți. Astăzi, încă un poet și-a pierdut licența poetică și nu mai poate practica poezia, după ce acesta a fost acuzat de rimă împerecheată în văzul lumii. Eu sunt Sergiu, acestea au fost știrile, ne vedem data viitoare!